Deci, maestre, să ne spuneți care sunt zodiile bune de căsătorie, pentru că tot este vară și e cald afară. Și e cald afară și racul pe căldură așa. Se ascunde într-o legătură. Zice că racii sunt cunoscuți pentru conexiunea lor emoțională profundă și natura lor protectoare. Ca semn de apă guvernat de lună, femeile rac sunt extrem de intuitive și sensibile la nevoile partenerului lor. Ele au o abilitate naturală de a face ca cei dragi să se simtă iubiți și în siguranță. Așa că într-o căsătorie, o femeie rac este incredibil de loială și de vădat. Ea valorizează familia și casa, creând adesea un mediu cald și iubitor. Abilitatea ei de a empatiza și de a oferi sprijin emoțional o fac un partener ideal pentru cei care caută o relație profundă și semnificativă. A doua zodie este Taurul. Femeile Taur sunt renumite pentru răbdarea și stabilitatea lor. Fiind guvernate de planeta iubirii și a frumuseții, zeița Venus, ele aduc o senzație de stabilitate și romantism într-o căsătorie. Femeile Taur sunt practice și cu picioarele pe pământ, abordând adesea cu înțelepciune toate provocările vieții. Sunt recunoscute pentru loialitatea și angajamentul lor, asigurându-se că stau alături de partener la bine, dar și la rău. O soție Taur valorizează confortul și siguranța, în schimb, creând adesea o casă armonioasă, dar și luxoasă. Răbdarea și puternica lor responsabilitate le fac niște partenere de încredere. Și am ajuns la Fecioară, care este simbol al dedicației și atenției. Guvernată de Mercur, femeile Fecioară sunt inteligente și orientate spre detalii, excelând adesea în gestionarea aspectelor zilnice ale vieții. Ele sunt partenere care sprijină întotdeauna și sunt dispuse să ajute și să îmbunătățească viețile celor dragi. O femeie Fecioară este meticuloasă în abordarea căsătoriei, asigurându-se că totul decurge fără probleme. Natura ei practică, combinată cu etica sa și de muncă puternică, are o etică fantastică. De aceea o face un partener de încredere și grijuliu. Fecioarele valorizează și sănătatea și bunăstarea, încurajând adesea un stil de viață echilibrat și sănătos. Și am ajuns la femeile zodiei Balanță, care sunt cunoscute pentru farmecul, diplomația și simțul echilibrului. Guvernate ca și tăurițele de Venus, ele au o afinitate naturală pentru armonie și frumusețe, aducând adesea pace și echitate în relațiile lor. O soție Balanță este atentă și înțelegătoare, întotdeauna străduindu-se să creeze un mediu iubitor și echilibrat. Ea valorizează comunicarea și este pricepută în rezolvarea conflictelor, astfel asigurându-se că mariajul ei rămâne armonios. Balanțele sunt ființe sociale și se bucură de construirea unor parteneriate puternice, depunând adesea mult efort pentru menținerea relației. Abilitatea lor de a vedea ambele părți ale unei probleme și de a găsi un termen comun le face parteneri excelenți. Căsătoria este o călătorie care necesită efort comun, înțelegere și dragoste. Deci, aceste patru semne zodiacale sunt considerate printre cele mai bune pentru căsătorie datorită naturilor grijulii și stabile. Este important să reținem că o compatibilitate implică mulți alți factori în afara acestei științe a astrologiei. Fiecare individ
aduce calități unice într-o relație, iar cel mai bun partener pentru tine, cel de acasă, este cel care te completează și te sprijină în toate aspectele vieții. Și că cele mai bune zile pentru căsătorie le facem altă dată. Ziua 8-a, cică. Ziua 8-a, da. Spune că folclorul asiatic afirmă că numărul 8 reprezintă infinitul și atunci este foarte aplicabil căsătoriei, pentru că simbolizează dragostea nesfârșită între parteneri. Și deoarece august este a 8-a luna anului, 8 primește o dublă semnificație, iar efectul său se amplifică. Cu toate acestea, dacă 8 august nu se concretizează din cauza unei probleme, nu trebuie să vă faceți griji. Puteți continua cu a 8-a zi a oricărei luni din an. Pe lângă 8 august, există o mulțime de date prospere pentru căsătorie în anul dragonului 2024. În ceea ce privește lunile mai, iulie, august, octombrie și noiembrie, vor fi cele mai bune alegeri. Între timp, dacă vrei, povestim și zilele care sunt cele mai norocoase dintr-o lună, 2, 8, 13, 14, 5, 17, 20, 25 și 29 sunt cele mai norocoase. În general, dacă ați fost atenți, combinația este din numere care devin numere pare, cu soț. Ca să nu spunem că Madame Tilde a spus, când a fost întrebat, dar tu de ce nu te căsătorești? Eu m-am născut într-o zi fără soț. Deci zilele cu soț sunt cele mai benefice. Prin urmare, poți planifica, dacă îți dorești, anul ăsta, data anunții, ca o combinație acestor zile și luni. De exemplu, eu știu, 13 august, 20 noiembrie și așa mai departe. Vă luați luna respectivă, aveți aceste zile care sunt foarte benefice. O să spună Cârcotaș și că 13 nu e o zi benefică. E fantastic de norocoasă și benefică. Da? Și să fie clar. La fel ca și 2. Eu am făcut căsătoria pe o zi de 2. Iar nunta am făcut-o într-o zi de 4. Și nu era ca zi norocoasă. Și din cauza asta a plouat. Înțelegi? Și am zis, măi, dacă a plouat, înseamnă că e belșug. Belșugul a venit ulterior. Deci lăsați superstițiile, dacă nu vreți să vă însurați sau să vă măritați, e treaba voastră. Dar nu căutați nod în papură. Reține că numărul 4 ar trebui evitat. Așa spun unii din numerologi. Dar să știți că a patra zi a oricărei luni sau de a patra luni aprilie, după unii ar aduce ghinion căsătorilor și e strâns asociat cu moartea în cultura asiatică. Noi nu suntem asiatici, noi suntem europeni. Astea sunt lucruri inspirate din zodiacul chinezesc. Noi le luăm pe ale noastre, le aplicăm cu credință și atunci când sufletul tău și mintea e acolo, poți să faci ce alt lucru, îmi spunea cineva. Pentru o căsătorie, luați cifre de la 1 la 31, scrieți-le pe bilete, amestecați-le și trageți de 3 ori. Adică trageți odată, vedeți ce a ieșit, puneți la loc, mai amestecați. Dacă, fantastic, se întâmplă să trageți acea zi de 3 ori și e 13, să nu vă faceți nicio problemă, să vă iasă din memorie că e ghinionist.